face niște fotografii făcute chiar ieri, care vrea să vi le arăt și dumneavoastră. Și vreau să vă întreb cu ce v-am greșit noi, vouă, cu ce v-am greșit să ne țineți într-un drum așa. Cu ce am greșit noi că trebuie să ciuclăm în fiecare zi pe acest drum? Cu ce am greșit noi că trebuie să plătim vinete și de ce? Pe drumul strategice. Botoșa, Ștefănești, cel de la... Eu sunt din Trușești. Aici aveți niște poze. Vreau să vă arăt cum arată un drum în 2019. Oameni buni, nu se poate așa ceva. Eu v-aș invita pe toți, dacă aveți curajul, să veniți cu mine să vă arăt cum arată un drum. În comuna la mine. Sau să veniți pe Botoșani. Sau cei care merg la frontieră, la serviciu, cum merg, pe ce drum merg. Uitați, aveți aici niște poze. V-aș ruga pe dumneavoastră să dați din mână în mână fiecare poză, să vedeți cam cum și curajul. Noi știm. Și noi suntem ăștia care vă susținem. Nu trebuie să vă susțineți pe mine, Doamne. Eu nu am nevoie de susținere, numai eu am nevoie ca dumneavoastră să vă faceți... Domnul Șariu, rămâneți pe loc, lăsați documentația, că o să o primim. Da, vă rog. Vă rog frumos. Și vreau să vă întreb de dumneavoastră, domnul președinte, când luați măsuri, când încep măcar plombările, să putem să mergem și noi. Uitați și dumneavoastră în ce hal arată. Vi se pare normal? Domnul Șariu, haideți să facem un pic de primitele la acest drum. În ianuarie am scos la licitație drumul, nu s-a prezentat niciun constructor. Pe data de 9 septembrie se deschid ofertele din partea constructorilor și sperăm că dacă nu sunt contestații, în această toamnă să ne apucăm de drum. Până atunci facem lucrări de întreținere la drum, știu despre ce e vorba la acest drum, ca o dată ca să puteți face o comparație. Primul vot pentru acest drum s-a dat de către vechiul executiv și acum puneți în balanță durata proiectării, durata obținerea avizilor și colac peste pupă să nu s-a prezentat niciun constructor. Sperăm, avem speranța și în mod sigur se va produce pe 9 septembrie să prezinte la licitații constructorii și să ne putem apuca de acest drum. Este un drum important. Eu n-aș zice că zona am neglijat-o noi. Există interes pentru că cetățenii din această zonă, indiscutabil, au dreptate pentru că nu se mai poate circula pe acest drum. Plombăm, facem întreținere până va intra constructorul de execuții lucrări pe fonduri europene. Domnul președinte, eu știu chestiile astea, că ați scos la licitație. Întrebarea mea și rugămintea mea este când se încep plombările. Deja s-au făcut unele găuri sau pentru plombare de 2 luni de zile. Eu treburile care îmi spuneți dumneavoastră, eu le știu că s-a dat la proba. Vreau ca dumneavoastră să puneți presiune, aveți o putere, să insistați la firme, să măcar să plombeze. Este de dat să faceți ceva pentru noi. De asta este, dumneavoastră, noi v-am votat și toți cei care stați aici, stați pe scaunele astea datorită nouă. Faceți ceva pentru noi. Eu nu am venit aici să vă zic că dumneavoastră sunteți vinovat. Eu am venit să vă rog pe dumneavoastră să faceți ceva mai mult. Când am făcut acel protest, nu știu cum se face, îmi cer scuze, vreau să vă întreb cum se face. De fiecare dată când avem un protest, dumneavoastră plecați în concediu. No, domnul Șariu, respectul față de noi trebuie să-l aveți, domnul președinte. Dați informații, dați-le în mod corect. Așa s-au dat și presă și peste... La primul protest care a fost, eram aici, nu? Da, mă rog. Nu știu, n-am dat. Mulțumesc pentru intervenție. Eu vă mulțumesc. Rugămintea mea este ca dumneavoastră să încercați să faceți ceva pentru noi. Nu vă cerem nimic altceva. Pentru că drumurile sunt sub orice critică. Aș vrea să vizualizați toată lumea, să vedeți ce poze, să vă rog tare frumos. Știți? Aș vrea să veniți să vă arăt ce chin trage noi. Vă mulțumesc frumos, mi-ați dat acolo.